Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit! Oameni buni, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru like-urile care le-ați dat în filmulețul de data trecută, și anume v-am rugat să strângem 100 de like-uri. Eu vă mulțumesc și vă doresc din tot sufletul baftă multă și vouă. Oameni buni, suntem la Mănăstirea Dormirii Maicii Domnului. Vreau să vă spun că se află chiar în București. Am rămas surprins plăcut, chiar dacă am făcut aproape 40-50 de minute de la mine de acasă, din Pantelimon, să vin să vizitez această mănăstire. Se află chiar în sectorul 6 al capitalei. Este o mănăstire destul de impunătoare, după cum văd eu. Vedeți și aici, avem chiliile. Da? Avem și un magazin acolo. O să mergem să-l vizităm și magazinul ăsta. Dar haideți mai întâi să dăm o tură de biserică sau de mănăstire. Așa, vreau să vedem de unde pot să cumpăr și lumânări. Miroase în momentul ăsta a mâncare. Probabil că se gătește pe aici pe undeva. Este o mănăstire foarte, foarte frumoasă și da, merită vizitată și această mănăstire. Toaca, avem toaca. Hai să o vedeți. Toaca, în formă de vultur. Bineînțeles că o să mergem noi să dăm cu... Ia, haideți să mergem acum. Oh, și avem și flori frumoase. Foarte mișto. Ia uzi. Să-mi pun masca. O să pun eu pun pe urmă. De-aia n-am intrat acolo. Avem un guguștuc. Da, exact cum vă spuneam, se află chiar în sectorul 6 al capitalei, această mănăstire. Foarte frumoasă, o văd restaurată. Să vedem de unde pot să cumpăr și lumânări. Așa, și o să-mi pun masca să intrăm înăuntru, în biserică.
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, te rugăm pentru fericite și pururea mâniții Hristorii Sfântăcașului acestuia și pentru toți cei mai dinaintea dormiți, sfărinți și drați ai noștri, drept slăvitori creștini care au dimesc aici pentru tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Amen.
Mamă, ce slujbă frumoasă! Super! Da, o slujbă foarte frumoasă. De unde cumpăr eu lumânări? Hai să vedem de unde cumpăr lumânări. Vreau și eu 10 lumânări. Să rămână. Unde se poate dona? Dona. Uitați, las eu astăzi. Unde, mă? Nu, unde pot dona? A, ce? Să donezi. Și la părinte, și acolo o cutie, dacă vreți. Unde-i cutia? Aici. Da, mă. Așa. Uite și pentru mătate. Să fii sănătos. Doamne. Unde sunt vii? La un loc, vii și mă la un loc. Aici? Da, da. Știi cum e până. Foarte frumos. Ce mai pot vizita pe aici? Nu știu ce aș mai putea vizita. Foarte frumos. Chiar foarte tare, foarte mișto. Chiar dacă se află chiar în inima Bucureștiului, să zic așa. Foarte frumos. Nu știu pe unde să mă mai plimb. Ca să pot să vă mai arăt câte ceva după aici. Da, o slujbă foarte frumoasă. Da. Ce avem acum? Hai să... Am zis că o să intrăm aici în magazinul ăsta. De... Dar ce avem aici? Unde este ușa asta deschisă? Să vedem. Aici avem toaleta, bărbați și femei. Hai să mergem la magazinul.
Sărmâna. Bună ziua. Să rămână. Nu. Cu o cameră. Foarte frumoasă slujba. Foarte frumoasă. De cine este ținută? Păi de părinții noștri, da. Dacă e frumoasă, stați acolo. 9.50. Păi am stat. Da. Da. Până acum am stat. 9.50. Da, mamă. Trecut 2 ore jumătate. Da. Știu. Acum 14-15 minute am venit. A venit poșta? Nici nu mai știu. Mulțumesc. Să rămână, mamă. Doamne ajută și dumneavoastră. Să rămână, părinte, la revedere. Numai bine, Doamne ajută și dumneavoastră. Sănătate, la revedere. Am văzut. Da. Să rămână, părinte. Să fiți sănătos. Să rămână. La revedere. A venit să vadă dacă ce fac, ce filmez. Da. Bravo. Oameni buni, în clipa asta o să-mi iau la revedere de la voi. Mulțumesc din suflet că mă urmăriți, mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și uite, astea le dau Doamnei. Doriți astea de la mine? Să rămână, să fiți sănătoase. Da, oameni buni, vă iubesc, vă mulțumesc pentru sprijin. Dacă tu și tu ai apăsat butonașul de like, îți mulțumesc din tot sufletul, iar dacă tu și tu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, Clanul PTM, îți mulțumesc din tot sufletul, dați subscribe, dați share mai departe și hai să fim o comunitate cât mai mare. Și un coment, ce ziceți de un coment? V-a plăcut această mănăstire? Mie vreau să vă spun că da, și chiar o să mai trec pe aici și să mă rog să fiu aproape de Dumnezeu. Vă salut cu respect. O zi cât mai frumoasă. Vreau să mulțumesc din nou celor care mi-au dat butonul de like la penultimul filmuleț postat pe YouTube. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ciao. Pa. Am ajuns la mașină. Gata, oameni buni, vă iubesc.